Teme deschise cu Marina Dumitrescu. Bună seara, bine v-am găsit, vă spun tuturor. Emisiunea noastră de astăzi este dedicată unei personalități a culturii noastre care ne influențează în bine ori de câte ori o abordăm, ori de câte ori vorbim despre ea. Este vorba de George Enescu, de la cărui moarte s-a împlinit în luna mai 65 de ani. George Enescu nu este numai un mare compozitor, din ce în ce mai bine recunoscut și pe plan internațional, din ce în ce mai apreciat, aș îndrăzni să spun, este și un om de o calitate cu totul aparte, care împreună cu artistul creează un adevărat model pentru orice societate, pentru orice cultură. Nu am să continui introducerea pentru că ea nu este necesară, am să spun doar că invitata mea specială în emisiunea de astăzi este soprana Ioana Bentoiu, care îi spun bun găsit, care se află la Lozan. Bun găsit! Și pe care ascultătorii noștri au mai avut bucuria să o asculte, să o audă, acum câteva luni, când am făcut împreună prima noastră emisiune la Teme Deschise. Ioana Bentoiu se afla atunci la București, o emisiune despre nume și prenume în cultură. Tema era diferită, dar evident că lumea muzicală era inclusă și în acea discuție. Stimată Ioana Bentoiu, bine ați revenit în emisiunea Teme Deschise. Noi plănuiserăm de altfel o revedere care la București n-a mai putut să aibă loc deocamdată, dar iată că are loc prin Skype. Cum spuneam, vom încerca să abordăm în emisiunea aceasta personalitatea lui George Enescu din cele două unghiuri, artistic și moral, etic, pentru că rare ori cele două filoane s-au completat și s-au îmbinat mai frumos în viața unui artist, așa cum s-a întâmplat în viața lui George Enescu. Ioana Bentoiu, cum s-a conturat imaginea lui Enescu în mintea și în sufletul de viitoare soprană și muziciană? Tata a făcut parte din acea generație zisă de aur, în care s-au mai aflat mulți compozitori foarte importanți ai României, ca să citesc câțiva: Teodor Grigoriu, Wilhelm Berger, Anatol Vieru, Aurel Stroie, Tiberiu Olah, Ștefan Niculescu, Dumitru Capoianu și alții mai tineri, cum ar fi Lucian Mețian, Octav Nemescu sau Gheorghe Firca. Așa, ca să nu mai cităm și muzicologii care s-au ocupat foarte mult de Enescu, Octavian Lazar Cosma, Viorel Cosma, Cleman Safirca și mai departe. Această generație l-a descoperit cu adevărat pe Enescu în 58, când a venit Oedip la primul festival Enescu sub bagheta lui Silvestri. Tata, înainte de asta, îl auzise, mic copil fiind și violonist de formație, pe Enescu cântând și pe Enescu dirijând la Ateneu și rămăsese extraordinar de impresionat. Pe de altă parte, din punct de vedere al compozițiilor lui Enescu, în România se cunoșteau Poema română și cele două rapsodii. Deci alte lucruri, poate cântecele pe versuri de Clément Marot, dar nu alte lucruri, niciun caz nu compozițiile esențiale care au fost descoperite mai târziu. De aceea, când a venit acest festival Enescu cu Oedipu în 58, cu mari cântăreți, cu mari dirijori care au fost la noi, Claudio Arau, Monica Haas, David Oistrakh, în acea atmosferă atât de mohorâtă, stalinistă din anii respectivi, pur și simplu le-a dat tuturor acestor compozitori cu măciuca în cap, ca să spunem, să vorbim neacademic. Și Enescu a fost întotdeauna venerat la noi în casă și pentru că tata își amintea de copilăria lui de violonist și de ascultător al concertelor de la Ateneu, dar și în momentul în care eu eram mică, în 58, m-am născusem de puțină vreme, dar deja mică fiind, la noi în casă se asculta foarte mult Enescu. Adică când se făcea câte o înregistrare radio, să spunem, cu Dixtuorul, cu octetul, cu lucrări mult mai puțin cunoscute, tata făcea ședințe întregi în care împreună cu prietenii lui ascultau și erau absolut copleșiți. Deci dragostea de Enescu a fost tot timpul la noi în casă.
Aș insista, Ioana Bentoiu, asupra unui lucru, că receptarea și cunoașterea lui Enescu s-a făcut în aceste etape, până în 58, deci până la primul festival, era destul de puțin cunoscut în România, mai ales ca compozitor. Trebuie să subliniem aici că în toate deceniile de dinainte și în timpul celor două războaie mondiale și între ele, Enescu a avut o activitate foarte intensă de dirijor și de instrumentist, făcând turnee foarte multe în întreaga lume. Compozițiile lui încă nu erau cunoscute în general, nu-i așa? Pentru că el nu prea avea timp să compună. De fapt, el vroia doar să compună și vioara îl ajuta să mănânce. Sigur că iubea vioara, pe de altă parte există locuri în care spune că pianul îl interesa mai mult. Pentru auditorii care nu știu, dar Enescu era practic la fel de bun pianist pe cât era de bun violonist și dirijor și, bineînțeles, pedagog, dar toate lucrurile astea le făcea ca să-și câștige existența. Și de fiecare dată când era luat de la compoziție, era disperat. Pe de altă parte, geniul lui componistic a fost deja înțeles, intuit din timpul conservatorului din Paris, însă, iar așa, nu mai știu unde am citit și cred că este adevărat că, în general, talentul este apreciat în conservatoare, dar geniul este temut. Și atunci, lucrul ăsta, combinat cu viziunea extraordinar de stranie, de bizară, de nouă, de vizionară a lui Enescu pe latura componistică, a făcut că el a rămas, sigur, mai în urmă cu compozițiile, mai ales că erau alții care erau de acolo. El era totuși un străin la Paris, nu? Era Ravel, era Fauré, încă fusese profesor și se cânta, Debussy. Deci, nefiind de acolo și scriind o muzică atât de specială, sigur că a fost greu de punct de vedere. A fost mai greu cunoscut, mai greu receptat și încă ceva, Ioana Bentoiu. Aici am să citez chiar câteva rânduri foarte semnificative dintr-o carte care a stat la baza documentării mele. Este vorba de monografia realizată de un jurnalist și muzicolog britanic, Noel Malcolm, la începutul anilor 90, o monografie extrem de substanțială despre Enescu, în care el spune așa, Noel Malcolm: compoziția îl interesează mai mult ca orice. Se referă în mod special aici la perioada 1900-1914. Dar reputația de interpret creștea văzând cu ochii. Enescu în această perioadă face multe turnee, ca spuneai, ca violonist, ca dirijor și chiar ca pianist. Există însă un lucru pentru care nu a fost niciodată în stare să-și adune energia, nici la acest moment, nici mai târziu, să-și facă reclamă pentru lucrările lui și să aranjeze ca alții să le cânte. Această discreție funciară este o trăsătură morală la care deja am ajuns, Ioana Bentoiu, în discuția noastră și care cred că merită subliniată. Este discreție, dar în același timp eu sunt absolut convinsă că Enescu știa totuși foarte bine cine era el. Însă probabil că înțelesese și că în lumea în care se învârtea contau mai mult aspectele mondene, ca să spunem astfel, decât ce avea el în cap. Și din punctul ăsta de vedere vreau să spun că receptarea lui Enescu chiar acum, când el devine mult mai cunoscut decât era atunci, din punct de vedere al compozițiilor, ar cere timp și ar cere cultură. Or, exact timpul și cultura nu joacă în favoarea lui la ora actuală. Adică suntem, e clar, pe o pantă descendentă. Iar Enescu, din punctul meu personal de vedere, fiindcă pe mine m-a întrebat, reprezintă absolut culmea muzicii clasice, punct. Adică nu cunosc un muzician în secolul 20, care totuși a fost apogeul, poate punctul final al compozițiilor de muzică clasică cu adevărat importante, care să fi fost atât de complet ca Enescu, atât de imaginativ, de original, de vizionar, care să posede o ureche atât de extraordinară pe cât a avut-o el.
Îmi pare rău, Ioana Bentoiu, că nu putem ilustra această emisiune, oricum n-ar fi fost timp, pentru că vreau să vorbim despre multe lucruri, dar avem niște îngrădiri de copyright foarte stricte. În orice caz, sperăm că ascultătorii noștri să urmărească pe Radio România Muzical sau pe alte forme audio și să asculte compozițiile lui Enescu. Revenim la familia Bentoiu, pentru că tatăl dumneavoastră, nu numai că l-a apreciat și a avut o revelație asupra lui Enescu în acel an 1958, dar i-a dedicat o mare parte din creația lui, din activitatea lui, să spunem mai precis. Pascal Bentoiu este autorul a două lucrări, este autorul a două realizări culturale, să spunem, foarte importante. În primul rând este vorba despre monografia muzicală Capodopere enesciene, în care el abordează și analizează profund acele lucrări pe care le consideră de vârf, dar a realizat și o serie de emisiuni la Radio România Muzicală în anul 2005, probabil când se împlineau 50 de ani de la moartea lui Enescu, la fel emisiuni de analiză și de evocare a unor lucrări, care emisiuni au fost adunate într-o carte cu CD-uri publicată de editura Casa Radio și pe care, din fericire, o avem la dispoziție. Aș vrea să vorbim puțin despre această activitate a lui Pascal Bentoiu de punere în valoare a posterității lui Enescu. Mai întâi, cartea lui Capodopere enescene nu este o monografie, pentru că o monografie e altceva. Este o carte subiectivă a unui compozitor. Adică tata, înainte de toate, a fost compozitor. Iar muzicolog, el nu s-a considerat niciodată muzicolog, este o etichetă care i s-a pus în urma publicării acestei cărți. A mai scris și altele, dar aceasta a avut un ecou foarte mare din cauza lui Enescu. Tatașa a terminat compozițiile practic în 1989, adică el a fost după aceea ales în unanimitate președinte al Uniunii Compozitorilor pentru câțiva ani, până când a demisionat pentru că nu-i plăcea ce se întâmpla pe acolo. Și după care a avut un an în care pur și simplu a stat în depresie, practic, și s-a reconectat cu muzica grație lui Enescu și grație faptului că el a orchestrat niște simfonii, Sinfonia 4-a și Sinfonia 5-a, care existau în parte orchestrate și în parte la stadiu de schiță, pe care le-a găsit în Biblioteca Uniunii Compozitorilor. Și acest lucru, care a luat foarte, foarte mult timp, a fost după aceea urmat de completarea orchestrală a unui poem simfonic Isis, pe care l-a găsit, despre care nimeni nu știa nimic, l-a găsit la stadiu de schiță. S-a ocupat și de repunerea la punct a unui trio în la minor pentru pian, vioară și violoncel, care era, să spunem, prost transcris din manuscrisul original al lui Enescu și plin de greșeli, deci a refăcut și această treabă, și a mai făcut și o orchestrație, una în plus, pentru cele 7 cântece pe versuri de Clément Marot, chiar pentru vocea mea. Am avut norocul să le cânt și cu orchestra radio cu Horia Andreescu și în Statele Unite, la Urbana, Illinois, unde de altfel există o sală de concert foarte frumoasă, toată de lemn, și în care Enescu el însuși a cântat foarte mult și a predat. Deci, ce a făcut tata? În primul rând, munca lui s-a concretizat în două faze. Prima, care a fost o fază arheologică, aș spune, pentru că materialul era într-un hal de neînchipuit, adică Enescu scria cu un creion chimic schița și pe deasupra, când vrea să termine ceva, trecea la o peniță neagră peste textul scris cu creionul chimic și nu numai că lua de acolo și scria, dar mai completa și mai schimba niște lucruri. Deci aceste manuscrise sunt pur și simplu de rămat. Și tata spune la un moment dat că mai multe persoane care au venit la noi în casă și care au văzut aceste materiale au zis, dar nu putem să avem și noi un xerox ca să-l înrămăm și să-l punem pe perete. Păi, după ce a făcut această muncă, care a fost partea ușoară, a continuat cu faza grea, cu orchestrarea propriu-zisă, pentru care existau indicațiile lui Enescu, schițele fiind complete. Existau indicații și ritmice și chiar și de instrumentație câteodată, decât că nu erau făcute și asta a fost tata. Deci este o muncă titanică.
care, cum să spun, l-a reconectat pe tatăl meu cu muzica. Extrem de interesant, Ioana Bentoiu. Este o adevărată, îndrăznesc această metaforă, un fel de simbioză între cei doi creatori, care se produce așa peste timp. Este un fel de asumare a ego-ului enescian de către Pascal Bentoiu sub aceste forme deosebite. Aș vrea să mă opresc un pic la această chestiune a manuscriselor, care este o chestiune spinoasă în cazul lui Enescu, care, după cum se știe, a trăit foarte mult în afara țării, nu doar după cel de-al doilea război, ci și înainte. El umbla prin lume cu concerte, era stabilit într-un fel la Paris, venea și se ducea din România, dar trăia foarte mult în afară. Și sfârșitul primului război i-a adus lui Enescu, după cum scrie Noel Malcolm, de care am pomenit, două mari probleme. În primul rând, problema economică datorată recesiunii economice masive de după primul război, dar și problema manuscriselor sale pierdute. De ce? Pentru că în 1917, când guvernul român trimite la Moscova lingourile de aur, trimite și lăzi de documente incluzând manuscrisele lui George Enescu. Era acolo practic creația lui adunată. Lada a ajuns la Moscova și a dispărut și Enescu se vedea în situația de a o lua de la capăt, dar după 7 ani s-a dat de urma acestei lăzi care a fost restituită la Paris. Ce episod dur trebuie să fi fost această aventură a manuscriselor sale? Fără îndoială, mai este și altă problemă care e foarte importantă. Enescu începea o lucrare într-un an X, o lăsa, scria altceva, făcea niște turnee, revenea la lucrare, mai completa, mai tăia, mai scria din nou și așa mai departe. Deci o lucrare care este poate începută în 1900 și are finalitatea în 1920. Deci având în vedere și aceste lucruri și faptul că probabil că nu era foarte, foarte ordonat nici el în adunarea tuturor acestor hârtii, sigur că foarte multe lucruri s-au pierdut, nici măcar nu s-a cunoscut existența lor. Acum, nu știu, ar trebui ca absolut tot ce este în acele lăzi în care tata a umblat foarte mult și uitați că a găsit această schiță completă a lui Izis despre care nu se știa nimic. Izis da. Fiind un nume pe care el îl dădea Marucăi, soției lui, o apelație de iubire. Și nu știu exact ce a vrut, poate a vrut să facă ca în alte cazuri o muzică programatică, să o descrie pe ea. În tot cazul nimeni nu știa de existența acestei partituri. Deci, fără îndoială, mai sunt încă lucruri de descoperit, dar pentru asta trebuie umblat mult de tot și trebuie interes. Acum, mulți muzicologi români s-au ocupat de Enescu, adică oamenii de specialitate sunt absolut toți fascinați de Enescu. Și compozitorii pe care vi-am citat mai devreme, și foarte mulți interpreți, acum interpreți din străinătate, nu? Dirijori ca Lawrence Foster, Peter Ruzic, ca Michael Gillen, Vladimir Iurovski, mă rog, sunt foarte mulți care sunt fascinați de Enescu, care este o lume. Enescu este o lume, nu este doar absolut. Cu câteva lucrări. Absolut. Și aș îndrăzi să spun că este o lume pentru toți, pentru profesioniști, pentru mari cunoscători în domeniul muzicii, dar și pentru amatori. Într-atât de bogat este Enescu și de plin de sevă în absolut orice făcea. Aș mai aminti un singur lucru ca să închem capitolul acesta, sau mă rog, parțial, al manuscriselor, un element legat și de Maruca Cantacuzino, un lucru trist. Când Enescu se afla pe patul de moarte la spital, o suferință care s-a prelungit în timp destul de mult până a ajuns agonizant în pat, semi-paralizat, soția lui a început să vândă manuscrisele ca să facă rost de bani, ei fiind deja de an bun într-o sărăcie foarte accentuată. Iar astfel, atunci, deci de la Paris, multe din manuscrise au ajuns la București și probabil că au ajuns în niște condiții care le-au făcut iarăși pierdute sau rătăcite. Nu putem să judecăm cazuri din acestea extreme, probabil că n-ar fi recurs la așa ceva dacă avea alte posibilități. Cred că și pe patul de moarte Enescu trăia în capul lui. Muzica lui era în cap. Adică el ajungea să o scrie în momentul în care în cap probabil îi se limpeziseră toate lucrurile și vreau să spun că chiar pentru cineva care are o ureche foarte bună ca să analizezi pe verticală un acord enescian și să înțelegi ce e acolo dedesubt, trebuie foarte multe audiții, trebuie foarte multă citire a partiturii. Este într-adevăr o scriere de o bogăție, de o complexitate
absolut imensă. De aceea spun, este un vârf. Mai complicat decât atâta, nu știu dacă, nu cred că se poate scrie. Spuneați despre faptul că tatăl dumneavoastră a terminat cele două simfonii pe care le-ați amintit, realizând orchestrația. Se pune problema aceasta a schiței unei compoziții. Aș vrea acum să intrăm în acest detaliu un pic tehnic pe care ascultătorii noștri ai Radio România Cultural poate nu îl cunosc. Schița este una, este linia melodică, cum s-ar spune, și orchestrația este alta. În ce constă efectiv orchestrația? Asta este foarte ciudat, pentru că, de fapt, fiecare compozitor scrie altfel. Nu există o metodă de compoziție, așa cum nu există o metodă de scris, o poezie sau un roman. De exemplu, tatăl meu spunea că pentru el muzica este arhitectură. Deci tata avea în capul lui o arhitectură și l-am întrebat odată, dar cum scrii? Cum ajungi? De unde știi că vrei să scrii o simfonie sau o operă sau ce vrei să scrii? Și mi-a zis, primul lucru pe care îl știu dinainte este cât va dura. Iar eu am rămas mască și spun, dar de ce? Pentru că avea în cap niște idei, avea o arhitectură și putea să spună că această arhitectură se pretează mai mult la o sonată sau la o simfonie, care este mult mai luxuriantă, nu? Cu multe instrumente, cu, în fine, o desfășurare și ritmică, și e ca un roman, o simfonie, așa? Sau o operă, dacă vrea, cu text sau așa. Deci toate aceste lucruri sunt foarte diferite și atunci, de exemplu, Enescu, cam și o foaie aici, în care mi-am scris ceva care mi s-a părut important. Îmi spune el, când compun, nu am nevoie, ca unii din confrații mei, să mă încălzesc în fiecare dimineață, să o iau de la capăt, pentru motivul că nu mă opresc niciodată. Lucrez la birou ca să văd limpede și să pun în ordine forma. Dacă am de căutat culoarea, mă așez la pian. Așa orchestrez, în timp ce cânt. Îmi închipui că degetul 4 de la mâna stângă acționează un fagot, inalarul de la dreapta declanșează un flaut. Fluier, îngând câte o melodie, mă transform fizic într-un om orchestră. Vai, ce frumos! Este metoda de compunere a lui Enescu, deci fiecare are metoda lui. Eu am cunoscut compozitori care, într-adevăr, se așezau la pian, lăsau mâinile să cânte, după care scrieau ce era acolo. Tata nu era deloc așa și de la un punct încolo, cam de la cutremur încolo, pentru un motiv foarte precis, nici nu s-a mai dus la pian, a scris la masă. Deci a compus simfonii întregi. În cap. Nici nu se ducea să mai verifice asta, pentru că, fără îndoială, că și urechea îi se perfecționase într-atât încât pe dinăuntru auzea tot. Orchestrarea acestor lucrări ale altcuiva presupune însă un proces extrem de sofisticat și fascinant, de fapt. Da, adică schița este în mare, nu? Eu nu sunt compozitoare, asta nu pot să vă spun, dar nu este așa că un compozitor scrie toată melodia și după aceea orchestrează. Are niște idei, câteodată scrie câteva cuvinte explicând cărui instrument vrea să dedice cu tare melodie. Adică, de exemplu, desenează o melodie, spus foarte schematic ce spune, și deasupra scrie flaut. Deci, este clar că acea melodie va trebui să o facă flautul, dar trebuie să fie cineva care să o pună la flaut și după aceea să vadă cu celelalte instrumente care cântă în același timp, cum se potrivește și ce alte indicații există. Este ceva foarte greu, foarte complicat și numai un compozitor poate să facă așa ceva. Adică un muzicolog, dacă nu este și compozitor, nu are cum să o facă. Categoric. De altfel, și în cazul operei Ödip, pe care tatăl dumneavoastră sau și tatăl dumneavoastră nu ezită să o catalogueze ca suprema lucrare în creația lui George Enescu, a avut aceiași timpi. La începutul anilor 20, Enescu definitivase această schiță, care se numește așa, iar orchestrația i-a luat numai puțin de 10 ani Ioana Bentoiu, adică până prin 1931, iar premiera a fost abia în 1936, la această creație care, de fapt, și pentru Enescu era pilonul existenței lui de artist. Deci orchestrația este o muncă titanică. Da, deja să vă închipuiți ce era în mintea lui ca să-și închipui că poate să facă o operă de la nașterea lui Ödip și până la moartea lui Ödip. Adică Ödip este unul din personajele din mitologie cu povestea cea mai lungă, cea mai complicată, cu tot felul de ițe. Adică subiectul în sine poate se pretează la piesele de teatru care au fost scrise, dar pentru o operă în sine este foarte greu dramatizabil.
Or, Da. libretul lui Flegg este foarte frumos, însă, iar așa, presupune această lungime, aceste patru acte, în fine, care sunt Da. Unul mai fenomenal decât celălalt și de aceea, fără îndoială, este și rar și greu pus în scenă Oedip. Au fost puneri în scenă destul de mult. În ultimii ani, din ce în ce mai multe, am putea da, spune, nu? Dar un interpret îi se cere enorm de mult. Adică, din punct de vedere al intonației, de exemplu, sunt niște specialități acolo, niște sferturi de ton care nu prea există în alte muzici. În fine. Și este foarte interesant, Ioana Bentoiu, că într-o altă carte de referință în privința lui Enescu, și anume cartea care însumează, rezumă convorbirile radiofonice cu Bernard Gavotti de la începutul anilor 50, chiar puțin timp înainte de moarte, el în mod foarte modest enumeră dezideratele așa generale apropo de această creație de Oedip și spune așa, își dorește următoarele, să nu treneze, să fie fără patos, fără repetiții, fără vorbe inutile, acțiunea să se configureze repede, publicul să nu se plictisească, ascultătorul să înțeleagă textul. Aici sunt cuvintele lui Enescu din această carte, deci este perfect documentat ce spun. Iată câtă modestie, câtă noblețe în actul creator eneștian, Ioana Bentoiu. Modestia lui Enescu era absolut cunoscută și iar așa vreau să vă citesc ceva care este tot din cartea lui Gavotti, care da? E o carte splendidă. Da, absolută. Enescu scrie despre el, deci traduc din franceză, cineva a scris că dacă eu aș fi singur pe o insulă pustie, cu un toc și cu hârtie, aș fi în stare să regăsesc și să retranscriu o bună parte a muzicii clasice și românești. Of, Doamne, je ne dis pas non! Nu spun nu, dar adaug că n-ar fi nimic surprinzător în acest lucru. Ori asta înseamnă ce? Înseamnă că Enescu poate și închipuia că și alții aveau urechea lui, dar era absolut singurul. Sunt convinsă că el, trăind în capul lui, știa care de a face cu oameni totuși care, mă rog, poate unii auzeau foarte bine, dar care nu sunt la înălțimea acestor gânduri. Și atunci poate și de acolo îi venea această blândețe, această generozitate extraordinară pe care a avut-o față de ceilalți, pe care foarte frumos a subliniat-o toată viața lui Yehudi Menuhin. Într-adevăr, această generozitate s-a manifestat, fac această paranteză ca să nu uit, în timpul turneelor în străinătate pe care le făcea Enescu, fie ca dirijor, fie ca instrumentist sau ca orice altceva, includea compoziții ale compozitorilor români, evident, contemporan cu el. Și în felul acesta, o serie din această generație a putut fi audiată și cunoscută și în străinătate. Generozitatea lui îl făcea să nu aibă niciun fel de sentiment meschin față de confrații lui de creație, ca să spun așa, de domeniu. Din punctul ăsta de vedere, semăna cu Liszt, pentru că Liszt a făcut exact acest lucru. Liszt era foarte pasionat, de exemplu, de muzica lui Chopin, căruia puțin îi păsa de Liszt, și a făcut foarte multe lucruri pentru colegii lui. Și el era un vizionar și el s-a căsătorit, fiind dintr-o familie simplă, cu o prințesă. Deci au multe puncte comune. Este un deschizător de drumuri și Liszt. Această minte enciclopedică a lui Enescu era combinată cu o inimă atât de generoasă și de lipsită de egoism, care se vedea pe chip în momentul în care cânta la vioară, la pian, în momentul în care dirija, dar se pare, că asta spune Menuhin, mai ales în momentele în care compunea și în care era transpus în altă lume. Și Menuhin adaugă, și aici citez, cea mai extraordinară ființă omenească, cel mai mare muzician și cea mai puternică influență exercitată vreodată asupra mea. Vreau să vă spun alt lucru. Când am plecat din România, bineînțeles că Enescu era venerat în România, era venerat de către muzicieni, pentru că nu era extraordinar de cunoscut de publicul larg. Dar când am ajuns în străinătate, când am ajuns în Elveția, am fost extrem de surprinsă, pentru că am cunoscut oameni care l-auziseră cântând și care avuseseră despre România următoarea imagine. În anii 40-50, cine se afla în Elveția romandă, unde sunt eu acum? Lipati, Enescu, Clara Haskil, Constantin Brăiloiu, care este cunoscut a fi un tată al etnomuzicologiei europene, în general, și despre care nu se ocupă nimeni. Și sunt documente multe, multe la Geneva,
în biblioteci, adică niște oameni extraordinari, toți. Așa și este. Am cunoscut un domn, era profesor de franceză, era foarte în vârstă și își amintea cum apărea Enescu cu Clara Haskil cântând împreună sonate și cum înaintau pe scenă. Enescu complet adus de spate, Clara Haskil titubând, mișcându-se și ea foarte greu și aplecată peste pian, încovoiată peste pian. Și că această imagine, care era teribilă, adică parcă nu știe exact cine apărea pe scenă și în momentul în care începeau să cânte, ieșeau numai perle și diamante din mâinile lor. Ne e suficient să vă auzim vorbind și descriind aceste lucruri, Ioana Bentoiu, ca să ne imaginăm starea de magie creată. Apropo de ce spuneați, în același interval și în cel care a urmat, din păcate, în România, Enescu continua să fie identificat în mare măsură, și nu de către profesioniști, repetăm, ci de către publicul larg, cu rapsodiile. Cele două rapsodii, care sunt într-adevăr niște piese minunate, plăcute auzului, dar despre care știm că Enescu încerca să le scoată din tabloul general al creației sale. Da, da. Da, dar asta este și vina autorităților. De exemplu, imediat după festivalul din 58, au fost câțiva ani în care s-a cântat Oedip, s-a făcut o înregistrare de către Mihai Bredicianu, care a fost multă vreme și care e foarte frumoasă, pentru că David Ohanezian cântă splendid rolul. Și mai sunt și alții, Elena Cernei, Zenaida Pali, se cântă foarte bine. Eu am fost eleva Valentinei Crețoiu, care a fost prima Antigonă și cu care am lucrat rolul. Nu l-am cântat niciodată, dar am lucrat rolul cu ea. Și după acești ani, deodată, s-a scos Oedip, fără nicio explicație. Și ceva i-a supărat. Și s-a aflat că, de fapt, ce-i supărase fuseseră aluziile la zeități. În actul al patrulea nu trebuia să se vorbească de zei, de Dumnezei, de și așa mai departe. La fel cum a fost scoasă un timp Tosca din repertoriu, pentru că actul întâi se petrece într-o biserică, la fel acești criminali interziceau o capodoperă a muzicii românești. Alt lucru care trebuie spus și care cred că se perpetuează până nu de mult, când opera din București făcea câte un turneu în Italia, cu ce credeți că se duceau ei să le acolo? Se duceau cu Madama Butterfly. Adică, cu alte cuvinte, se duceau să vândă castraveți la grădinar. Da. În loc să se ducă să facă exact ceea ce Occidentul așteaptă de la noi, să le aduce minunile noastre, operele noastre, nu? Oedip, Hamletul lui tata, Hoieforele lui Stroie, Iona lui Vieru. Doamne, sunt atâtea lucruri frumoase. Noaptea furtunoasă, aceea lui Paul Constantinescu, care e o mare reușită. Nu, noi mergeam cu Madama Butterfly și cu Tosca. Dar îndrăznesc să spun că asta se cam întâmplă și acum, cu niște mici schimbări poate, dar atmosfera generală rămâne cam aceeași. Da, nouă ne e rușine de valorile noastre, noi preferăm să ne lăudăm cu mititei și cu bere, dar valorile care sunt absolut senzaționale trebuie date la o parte. Eu mărturisesc ceva, Ioana Bentoiu, chiar și Radio România Muzical Post, față de care am o mare prietenie și chiar admirație, difuzează prea puțin Enescu, în opinia mea. Poate că greșesc. Aș mai insista o clipă, doar ca să nu uit, asupra volumului, spuneam noi, intitulat Breviar Enescian, care însumează aceste 31 de emisiuni realizate de Pascal Bentoiu la Radio România Muzical în 2005, cu prilejul semicentenarului morții lui Enescu. Și aici spune el atât de frumos despre Oedip. Evident, are chiar 4 capitole despre Oedip, fiecare act are dedicat un capitol. Și spune Pascal Bentoiu așa: un asemenea subiect, mai mult te alege el decât îl alegi tu. Muzicianul nostru s-a simțit cumva luat în stăpânire de această temă, imediat după șocul pe care l-a provocat la Comedia franceză marele actor Mounet Sully în Oedip, rege de Sofocle. A fost pentru Enescu opera vieții sale, opera care avea să structureze întreaga sa existență artistică. Am să vorbesc, să vă spun despre această carte, că sunt foarte recunoscătoare domnului Tiberiu Comandașu, care a făcut interviurile cu tata, atunci, în 2005, pentru inițiativa de a republica acest breviar enescian, care fusese publicat deja de 2 ori la editura Universității Naționale de Muzică.
Și într-o ediție, da, o aveți, am înțeles, care e foarte frumoasă, o ediție da, vinilică, da. Care sunt și discurile. Da, categoric, este o lucrare foarte frumoasă asta editată de Radio România și mă bucur foarte mult că am intrat în posesie ei. Din păcate, noile laptopuri și calculatoare se fac fără aparat de audiat CD-urile și de aceea devine foarte greu să faci acest lucru. Cred că vor trebui curând să schimbe suportul. Ioana Bentoi, aș fi vrut să mai insistăm, revenind puțin în urmă, vorbind despre această personalitate de excepție, cum spuneam, pe toate planurile, și ca om și ca artist al lui Enescu. Să revenim la geneza lui ca om. Este al 12-lea copil și singurul rămas în viață din familia lui. Mie mi se pare totuși că acest lucru trebuie întotdeauna subliniat și că ia forma unui destin viața lui și prin acest amănunt, prin faptul că a fost un om foarte credincios. Spunea într-un interviu la 50 de ani, citat, mi se pare, de Noel Malcolm în cartea lui: nu sunt superstițios, cred cu ardoare în Dumnezeu. Sunt un mistic. Eu cred că el a rămas un om credincios până la capătul vieții. Familia lui era o familie credincioasă. El a fost un copil ultraprotejat, dar e remarcabil faptul ăsta dacă ne întoarcem în urmă de tot. Spune ceva extraordinar. Citez în franceză, că e prea frumos, și după aia îl traduc. Vă rog. Je crois en Dieu qui m'a créé. Il faut être bien naïf, à mon humble sens, pour déclarer sérieusement qu'il n'existe pas. Deci, cred în Dumnezeu care m-a creat, trebuie să fii foarte naiv, după umila mea părere, ca să declare în mod serios că Dumnezeu nu există. Probabil că așa se explică și răbdarea creștinească, mă rog, sau stoicismul transpus creștinește, cu care a îndurat atâtea și atâtea vicisitudini ale vieții Ioana Bentoiu, inclusiv o serie de probleme de sănătate, care n-au întârziat să se arate. Chiar după primul război mondial au început niște manifestări, el a avut o spondilită anchilozantă, așa se cheamă diagnosticul, care a dus la deformarea corpului lui. Nu e semnificativ, parcă ne vine tot timpul să semnificăm lucrurile, Ioana Bentoiu, și nu cred că este gratuit. Chinurile lui fizice au potențat, cred, forța creatoare, cum s-a întâmplat și în cazul altor mari creatori și chiar compozitori. Păi, alt violonist care ar fi avut o spondilartrită anchilozantă nu mai cânta. Însă el a cântat și pentru că pe undeva nu-i păsa, era secundară chestiunea sănătății. Ce da. Era important să compună și să transmită, într-un fel sau altul. Așa este. Avea și o angină pe bază nervoasă, a avut un atac de cord și la un moment dat a apărut și o maladie a urechilor care îl făcea să perceapă distorsionat anumite sunete. În orice caz, foarte complicată și partea aceasta a existenței lui. Ioana Bentoiu, aș propune să ne oprim și asupra existenței lui sub raportul celor două războaie mondiale pe care le-a trăit. Până în 1946, când el a părăsit definitiv România, a plecat știind că nu se va mai întoarce pentru că intuia foarte bine pe ce pantă intraseră, el a făcut dute vino. Pleca în lungi, mari turnee, trăia foarte mult timp la Paris sau la Viena și revenea în România. Dar cele două războaie mondiale a ținut să le trăiască în țară. Nu doar asta, ci pe durata acestor perioade să ducă o activitate muzicală în scopul ajutorării celor care aveau nevoie de el în acest sens. Dă concerte de caritate în timpul primului război mondial pentru răniți și pentru bolnavi. Spune, mi-a fost nu odată dat să observ câtă înseninare înflorea pe obrajii suferinților după primele note. Această transformare în suflet este suprema rațiune de a fi a muzicii. Dacă n-ar exista minunatul ei ecou pacificator, purificator, muzica ar fi o absurdă înșiruire de sunete, spunea Enescu. Da, da, fără îndoială. Bine, asta intră în umanismul lui. Era un mare umanist. Era un om care, fără niciun fel de poză, considera că toți oamenii sunt egali. Era prieten cu cine trebuia, cu cine vrea să fie prieten, ceea ce înseamnă că neapărat nu înseamnă că era naiv sau... Cred că era și o atitudine pe care o dorea, adică dorea să se arate, să fie cât mai bun. Știți, este ceva care mai există încă la câțiva. Așa. Deci, da.
Toate lucrurile astea sunt, nu mă miră cu nimic ce a făcut el pentru răniți sau faptul că a vrut să fie în țară. Cred că o mare dramă a fost pentru Enescu faptul că el a trebuit să plece în 46, cred că a plecat, da. Definitiv. Adică el nu știa că va fi definitiv, însă în momentul în care auzi tot ce se întâmplă în România, sigur că puțin câte puțin îți dai seama că nu are cum să fie altfel. Eu am vorbit despre Enescu și cu oameni care l-au cunoscut foarte bine. De exemplu, traducerea cărții lui tata, Capodoperele în scenă, în engleză, a fost făcută de doamna Lori Valfiș, care era pianistă, profesoară de pian din România, și care a plecat cam tot pe atunci cu soțul ei, care era violist, Ernst Valfiș, și îl cunoscuseră dinainte pe Enescu, îi cântaseră și după aceea, aflată în Statele Unite, a fondat o asociație, o societate George Enescu, a invitat oameni să cânte acolo, eu m-am dus și am cântat, de exemplu, la Smith College, unde ea fusese profesoară, am făcut un recital acolo și am cântat printre altele Enescu. Deci ea era o persoană extraordinar de inteligentă, de dulce, de generoasă și făcea parte din toată această generație care l-a idolatrizat pe Enescu și care era generația un pic mai mare decât tatăl meu. Deci cei care într-adevăr îl auziseră foarte mult cântând și avuseseră de-a face direct cu el. Mai era direct cu el. Valentina Crețoiu, care cântase și ea cele 7 cântece pe versuri de Clément Marot, îi le cântase chiar lui Enescu și îmi povestea câteva sfaturi pe care Enescu, cu foarte multă generozitate și bunătate, îi le dăduse. Era foarte speriată la început și el a făcut absolut totul ca ea să se calmeze și să poată să-i cânte cu el la pian, de altfel. Adică îți vine o cântăreață mică, nu? Care spune, maestră, aș vrea să vă cânt lucrările dumneavoastră, el se așează simplu la pian și o acompaniază și după aceea îi mai face și complimente. Deci o atitudine pe care poate cineva din zilele noastre nici n-ar visa să o aibă. Sigur, sigur. Pe de altă parte, Ioana Bentoiu este recunoscut acest perfecționism al lui Enescu care se manifesta, după cum spun acești autori acestor lucrări, mărturiile referitoare la acest lucru, avea o nervozitate înainte de a cânta, asta în partea de concertistică pe scenă. Deci nervozitatea care îl cuprindea înainte de a cânta poate fi considerată, spune Noel Malcolm, un semn al extraordinarei și autenticei sale modestii, nu doar față de public, ci și mai important față de muzica însăși, pe care simțea că ar trăda-o dacă nu ar interpreta-o desăvârșit. Iată, deci, rămâne un om extrem de scrupulos. Ioana Bentoiu, opera lui Enescu cuprinde o gamă completă, aș spune, de posibilități. Nu? De la Oedip, această operă pe care, din fericire, a putut să o încheie și a putut să o și asculte, să o vizioneze pe scenă, până la lidurile pe versuri de Clément Marot, dar nu numai, și pe versurile reginei Elisabeta, poetei Carmen Silva, pe care a avut generozitatea și pe acelea să le pună pe muzică. Deci o arie extrem de vastă, de la simfonie, prin muzica de cameră, până la această muzică vocală. Este rar și acest tip de cuprindere, nu? Este interesant faptul că el a scris și pentru niște formații pentru care nu s-a prea scris. De exemplu, cvartetele cu pian. În general, un cvartet e un cvartet de coarde, nu? Deci el cumva înlocuiește Viora a doua cu piano. Sau niște piese cum ar fi, ce să vă spun eu, Dixtuorul, nu? Deci sunt două quintete de suflători puse alături, sau octetul, două cvartete de coarde puse alături. Deci el căuta în capul lui și în urechea lui ansamblurile pe care uneori le inventa și care să fie în stare să-i transpună gândirea. Înțelegeți? Adică nu scria niște forme așa cum toată lumea le scria. Inventa lucruri, inclusiv Oedipul. Este o formulă de operă completă, dar pe undeva inventată. Adică să faci o saga într-o singură operă, să faci într-o singură operă cam ce a vrut Wagner să facă cu toată tetralogia. Cam așa sună. Asta este un lucru. După aceea,
Da, a scris pentru toate instrumentele. Eu am cântat, de exemplu, am cântat mult cele 7 cântece de Clem Amaru și am cântat 3 melodii superbe din tinerețe pe versuri de Jules Lemaître și Sully Prudhomme. Și n-am cântat asta pe Carmen Silva, poate am să apuc să le fac odată. Da, era un amator al vocii, pentru că în momentul în care ești violonist, nu poate să nu-ți placă vocea. Adică vocea are mult mai mult de a face cu vioara decât cu pianul. Pianul este intrusul pentru un cântăreț. Este instrumentul care sună fals prin definiție, poate vă șochez, dar fiind un instrument temperat, nu are cum să sune just. Pe când vioara lui Enescu când cântă, chiar la bătrânețe fiind și având pare, poate pentru alții, câteva probleme de intonație, dar întotdeauna această intonație este dirijată, este profund muzical, adică el nu face niciun fel de fals muzical. Așa, sigur, dacă pui un aparat și începi să măsori frecvențe, chestia asta nu are niciun interes. Așa cam cum se scriu acum lucrări și se ascultă pe computer, nu? Deci n-ai orchestră la dispoziție și o pui cu diferite logicele pe computer și iese o chestie indigestă, zic eu, pentru că este un sunet fără viață. Ori la Enescu totul este viață și este dragoste. Muzica pentru Enescu înseamnă dragoste. Stimată Ioana Bentoiu, din păcate am ajuns deja la finalul acestei discuții, pentru care vă mulțumesc deosebit de mult. Exact în linia ceea ce ați spus acum, Adinaur, vreau doar să mai adaug aceste vorbe ale lui Enescu, rostite, se pare, în ultimele zile de viață pe patul de suferință. Dacă aș putea pune pe hârtie tot ce am în minte, mi-ar trebui sute de ani. Da, aș putea doar să vă spun un lucru, o anecdotă? Da, vă rog. Ieri mi s-a întâmplat ceva extraordinar. Întotdeauna părinții mei mi-au spus că prima mea emoție muzicală a venit ascultând la radio impresiile din copilărie. Și eu nu am niciun fel de amintire despre acest lucru. Dar ieri am ascultat impresiile din copilărie, în interpretarea lui Șerban Lupu și a lui Valentin Gheorghiu, pe care încă nu ascultasem, spre rușinea mea. Și la un moment dat am izbucnit în lacrimi și știu exact care e momentul. Momentul este canarul în colivie și sunt absolut convinsă că acesta era și momentul când am plâns mică fiind, adică luată fiind o emoție extraordinară din două note scrise la vioară, care suscită în cel care le ascultă și care are, sperăm, un pic de sensibilitate, niște emoții absolut nebănuite. Și am plâns aproape un ceas și nu mi s-a mai întâmplat să plâng de nu știu câtă vreme. Cred că este o mărturie definitorie, Ioana Bentoiu. Vă mulțumesc din suflet pentru prezența la această emisiune. Cred că figura lui Enescu trebuie să rămână un model pentru oricare dintre noi, indiferent cât suntem de apropiați sau de depărtați de muzică. Vă mai aștept și altă dată la emisiunea Teme Deschise. Le mulțumesc din suflet celor care ne-au ascultat și vă doresc tuturor o săptămână plăcută. La revedere!